Alo? Mamă? Sunt eu. Am făcut un accident de mașină, am lovit un copil pe trecerea de pietoni. Îți spun mai multe, dar mai târziu. Am nevoie urgentă de bani. Stai să-ți dau avocatul la telefon. Bună ziua, sunt avocatul Ica Pletosa. Așa acționau hoții pentru a face rost de sume importante de bani. Aceștia mizau pe faptul că victimele intrau în panică și îi credeau pe cuvânt. O bătrână din Galați, crezând că a fost contactată de fiul ei aflat într-o situație disperată, a dat crezare celor auzite și a sărit în ajutorul acestuia. Femeia s-a dus la poștă pentru a depune banii ceruți de hoți și cu toate că a fost avertizată de lucrătorii oficiului că ar putea fi victima unei înșelăciuni, aceasta s-a enervat că nu este lăsată să își ajute fiul. A doua zi însă gălățeanca a mers direct la poliție după ce și-a dat seama că a fost într-adevăr ținta infractorilor. Un alt bărbat a despăgubit victimele unui grav accident rutier produs de fiul său. Desigur, și de această dată totul a fost o cacealmă. Oamenii legii au intrat pe fir după ce au primit numeroase plângeri din partea celor înșelați și au demarat o campanie împotriva acestor tipuri de înșelăciuni. Avem o campanie la nivelul județului Galați referitoare la cele înșelăciuni care se produc prin telefon. Poate ați auzit, la nivel național sunt destul de multe. Sunt persoane care sunt sunate pe telefonul mobil și anunțate că pot câștiga pe concursuri. Aici aveți niște sfaturi preventive astfel încât să vă feriți de astfel de situații jenante. Polițiștii gălățeni îi avertizează pe cetățeni ca în cazul în care sunt anunțați telefonic despre faptul că unele rude apropiate au fost implicate în accidente rutiere grave, să verifice informația primită și de asemenea să nu vireze sume de bani în contul unor persoane necunoscute. Lică Pletosu, cel care joacă rolul avocatului în toată această poveste, este cunoscut opiniei publice ca unul dintre cei mai mari tâlhari din Galați și Brăila. Acesta a fost eliberat din penitenciar în urmă cu aproximativ 12 luni. Deși este normal ca orice părinte să își ajute copilul aflat în situații dificile, autoritățile vă recomandă să verificați informațiile primite. Infractorii care vă contactează telefonic se bazează în mod special pe o puternică reacție emoțională produsă de veștile rele. Înainte de a oferi ajutor necondiționat, trebuie să știți un lucru foarte important. În caz de accident, nu există noțiunea de a oferi despăgubiri decât în urma unei hotărâri judecătorești în acest sens sau în urma unor asigurări. Polițiștii vă recomandă să nu dați crezare imediat unor povești lacrimogene presărate cu elemente din viața reală. Oricine poate fi victima unui accident, dar într-un asemenea moment critic, singura urgență este cea medicală și nici de cum aspectul financiar. Nici victima și nici autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijire medicale, să depună plângere la poliție sau să rezolve incidentul uzând de polița de asigurare auto obligatorie.